Strada Crișan este una dintre străzile din Saleu care nu este iluminată pe timp de noapte corespunzător. Ba mai mult, pe această stradă este o beznă totală, iar vizibilitatea este aproape zero. Cu detalii suplimentare despre acest subiect vine colegul nostru, Vlad Naie. Ne aflăm pe strada Crișan din municipiul Zalău, potrivit reclamațiilor anumitor locatari din această zonă, strada nu este luminată deloc corespunzător. După cum puteți observa și dumneavoastră, iată că strada chiar nu este luminată deloc. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă o persoană ar trece pe aici, îmbrăcată în negru, iar un tâlhar ar fi, ar fi prin apropiere. Desigur, ori o va ataca, ori va jefui. Potrivit locatarilor din această zonă, pe strada Crișan, s-au întâmplat foarte multe incidente grave din cauza faptului că strada nu era iluminată corespunzător. Pietonii sunt cei care suferă mai mult în urma problemei iluminării străzii, pentru că pot apărea accidente de circulație sau persoanele care trec pe acolo neînsoțite pot fi atacate de un hoț din cauza faptului că vizibilitatea este aproape zero. Există un singur stâlp care luminează cât de cât strada, dar și acel stâlp este ascuns printre copacii de pe marginea trotuarului, iar intensitatea cu care luminează este foarte redusă. Locatarii speră ca autoritățile locale și primăria să-și facă treaba și să remedieze problema.